that much, no more here. Perhaps the end is drawing near. You never hear the shot that takes you down. Now your dreams are memory, seems more true from far away. Just like smoke that fades and makes no sound. Out of time, so say goodbye. What is yours, now is mine. And I dream broken dreams, I make them come true. I make them for you. Sound resumed. Sound muted. Slip and fall just like a stone, rolling ever faster to this nightmare you have sown. You had it all right in your grasp, but in a breath, the minute passed. Now at last, the end has come. You are all alone. Out of time, so say goodbye. What is yours? Yeah.
Ah, am înțeles. Hai că să mergi numai la Moist Nice. Making la mat. Hi, boss, huh?
klipe, tovarš. Cum te-ai să fătuți grija nemătii înapoi? Dă-l pe ăsta. O, ăsta chiar că e silver. You are on the ladder, of course you have no accuracy. Conector. Ha, mă, ce face prostul ăsta, mă? Ce-a prost copilul ăsta? Connector low. Ați mă joc FIFA, dar n-am jucător deocamdată, că i-am vândut. Bine, mi-am vândut fundaș și portar. Și trebuie să-mi cumpăr alții și nu știu pe cine să cumpăr.
Serios? Serios, n-aveam glonți. Puuu. Ce prost, nu m-am uitat. Uite-l pe ăsta. Stay right here is where we end this. Wow, măcar ăsta. Wow, măcar pot să mănânc. Ah, că e drop ăla.
Last one to HP. Pistol him. Ah, illegal. I could see that pistol. Oh, mă, și la mine. Dă-te-o. Mă, slap size. Ah, mă, serios, all of both. Ah, mă, că ăsta e prea prost. Cum e, cum dracu pierd, mă, la silpă, ăștia? Throwing smoke.
isn't the best place to find a lover, so the bar is where. Throwing that dirt all on my name, 'cause I knew that I'd call you up. Go around every party in LA, 'cause I knew that I'd be at one. Thank you.
Sahal. Denedim. Lasă-mă cu șumodică manager, că am dat 5 capel când el costa 400. Mi-am vândut toată apa, ia stai.
breath is close. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. Got everyone else watching back like you can't relax. Trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why the hell you gotta make things so complicated. I see the way you're acting like somebody else, getting me frustrated. Mamă, de ce mi-am vândut toată apărarea și portarul? Că erau de două ori mai scump și acum nu am cu ce să-i înlocuiesc. Ce sărăcie. Nu, no, vreau, uite, stai. Eu mi-am vândut fundașii și portarul, că erau doar mai scumpi. Și acum nu știu pe cine să pun. Opa, ce-am făcut? Și acum nu găsesc niște fundași decenți. Aș vrea să le iau pe Baie și pe Begoviș, că-s prea OP, dar... N-a destrut chemistry. Și mă gândesc fac din La Liga, dar trebuie să le iau pe Ter Stegen sau pe Navas. Cred că o să fost pe Godin la început, 6 meciuri aia. Mamă, dar toți sunt scurmă, fătui în gură, cât e mă Navas, mă? Cât te aștept gândi 20 de ca. Nu știu pe ce se lua pe Keller Navas sau pe te aștept gândi. Of. Pe Jimenez vreau să-l iau, Godine prea scump. Pe ăștia doi dau 25 de K, deci o să mai am 20.
Cred că îl iau pe Umtiti și Mbappul. Umtiti e bun. Mie îmi place cum juca. Umtiti, Jimenez și Ter Stegen. Și mai rămân și bani. Și poate poți să-l apeși Ter Stegen de 87. Ia să vedem. Când cazul ăsta o duc bine. Edi, eu deja l-am fac și nu pot să mă uit. Hai să fac calculator. Bun, deci am mis Umtiti, Jimenez, Umtiti. Umtiti la 5K, pa. Plus 4700, bă, plus am zis. Lejer, mă, că mai rămân 37 de ca. Pe cred că pot să-l cumpăr pe tăștia gănul ăla bun. Ia să vedem. Hai că o sietă și te gând că bă, dacă e așa puțin. Nici dacă îmi joacă prost să-mi bag pula, mă, salută ștergă. Mai ești aici, Den. Ia zi, ce-i mai făcut de noi, bombă sau salpa? Ups, nu asta. Pentru că ăla avea 87. Nu, ăsta pe care l-am cumpărat avea 87 și ăla avea 85. Uite, sunt gen 2. Bine, ăștia țin form morților, dar ăștia sunt normal și ca și cum ăsta rapid și ăsta e mai bun. Nu cu mult, dar
Wow, aproape deloc. Sper să apere bine acum. Ăla e gen... E... Un cam, nu știu cum să explic, gen... Poți să-l pui în echipă, fără să-l ai, ca să vezi cum face chemistry, dacă ce rating o să aibă echipa, fără să-l cumperi, știi? Gen, ca și cum îl testezi, dar nu-l testezi, că nu poți judge meciuri cu el, dar ăla e așa, să vezi ca cum ar fi pe foaie. Faci echipa pe foaie, nu practic, știi? Gen, e concept player, uite. Să aici, concept player și poți să iei pe toți, pe Ronaldo, pe Ma. Ma. Ia-l pe ăsta. Ia-l pe jupunul ăsta. Ia-l pe Pele. Gen, vezi cum e echipa. Știi? Îți faci dinainte ca să vezi dacă... Să nu cumperi un jucător degeaba, să... Să te trezești că... Nu faci chemistry cu alți jucători. E chiar ia să facem o echipă de asta de concept, să vezi. Asta ar fi cea mai bună echipă care putea să o faci, asta. Ia puțin echipă ce fac acum. Pe asta au folosit toți jucătorii profesioniști care au grămadă de bani să le bag muie. Bă, nu asta. Thank you.
Cam așa arată orice echipa unui jucător profesionist, bine, și după, e după preferințe în mijloc pe cine ai. Mau, e prea bombă să ai echipa asta. Nu știu în mijloc poți pui pe oricine, efectiv. Da, efectiv, e prea bun Walker. Și are și card de fundaș central. Și e și mai șmecher. Da, de aia asta nu și-a gold. Neam. De Ramos asta nu trece nimeni. Marcelo ăsta e extraordinar de bun. Bine, aș avea 100% chemistry. Dacă Ulit ar avea cărcică de câmă. Sus, ori fost pe Messi, ori pe Ronaldinho, sau Thierry Henry. Îți dai seama, ăsta, Ronaldo ăsta dă din orice poiție. R9. A, cred că e și jucător mai bun decât eu, Ferdinand aici, dar e bun și eu. Da, n-o să am niciodată echipa asta, ar fi prea șmecher. Rămân la salpau meu. Ia să vedem, frate, cum joacă Ter Stegen. Trebuie să mă joc la squad battles astea. Că mai sunt vreo două. Două și la 7 să mai faci un update. Cred că o să-l pierd. Ok, e aproape 7 lor, nu m-am uitat. Sau nu, s-ar putea să nu. Și 3 de-astea, păstea 1000 fiecare. Ia zi-mi 12.000 cu 11.000. Nu fac gold-ul, ca de obicei. Cum să fac eu gold-ul?
La chestia asta cu squad, opa, stai că mă uitam în chat. La chestia asta cu squad battles, joci cu câte 4 echipe la normal e în fiecare zi de la 3 dimineața, dar de vineri până duminică de 3 ori pe zi, câte 4 echipe, câștigi puncte, depinde pe ce dificultate joci. Mamă, ce kit mi-am luat și eu nu pot să-i disting. Și îți dă reward-uri, îți dă pachete, depinde de rank. Și... da, e logic. Deci îmi dai penalti când dau gol. Futu-ți gura mătii de joc. În fine. A, mă, mi-a dat gol asta, Giurgiu. Ha, mă, Poli Timișor. Am luat și roșu. Așa, și... Depinde de dificultate, zic că n-ai multe puncte și primești premii. Eu nu pot să fac alt celebre cu căcatul ăsta de la case, futu-i gura mâsi. Ha, mă, îmi dau gura tați ăștia, m-a bătut o asta, George. Tu le morți în gură. Și scopul ăsta, e de fapt tactica, e să joci pe dificultatea pe care poți să dai 5-0. Că, de exemplu, mie îmi zice că îmi dă 900 de puncte, dacă dau 5-0 îmi dă vreo 1100. Hai că nu e o să-i tăi în gâtul mătii. Ba, a fost. Și eu, ca de obicei, niciodată nu-mi termin toate meciurile, că vreo 40 de meciuri pe săptămână. Și logic că eu nu joc vreo 8. Că uit și în fiecare se resetează și pot să nu le resetez decât vreo 2 zile. Dacă nu, se resetează automat. Și nasol așa. Băi, ce prost sunt și eu. Și AI-ul ăsta oricum nu joacă nimic până la a doua repriză. Și joacă așa, nu știu, ciudat. Nu poate să dea gol, dar mi-a fiecare minge de la picior și trebuie să aștept ca să dau multe goluri. Ha, ce erați de acolo? Hai, au. Au, poate bași și eu. Giurgiu.
așa sens eu. Dacă e așa puțin. Nu, mai puțin, nu mult. Poste Marțelu, am vrut să dea altfel pe asta. Postul dracu. Ca Mitran, așa joacă și Mitran, ca Marțial ăsta așa. Deci Mitran joacă efectiv ca Marțial. Ia, 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 trebuie să eu dau la Marțial. Ia uite-l, ah, hai că nici nu ajuns la el. Ia. Ah, trebuie să faci și Mitran. Ah. Mitran e Marțial, frate, e cop tot. Nu știe să facă perlare. Și dă pas de alea, așa. Mă. Ha, mă, că dau 5-0 și după... Mă, sunt pixitoare meciurile astea, așa. Că dacă dau cu... De fapt... Dacă dau cu o dificultate mai mare, s-ar putea să-mi iau bătaia rău tot. Gen, să bat la 1-0 și primez mai puține puncte decât aș bate așa la 5-0, dar e mai distractiv. Cred că o să joc următoarea. Aoleu, Marțiale...
Niciodată nu sunt bazafă. Niciodată. Nu o să mă bag nici alefa, nu mai plânge. Ești coptus. Uite, uite, nu mi se vede bara aia de șut. Nu știu mai de nec.
Mi-ai zis că vrei să jucăm în acea minunată zi de vineri. N-am mai jucat. Dar am jucat popice, în schimb. Am jucat popică mică. Dar nu FIFA. Dar mai ieșim la popice, dacă e. Bă, stai că stai modul ăla de te sparge. Mamă, stai și îmi dau, îmi dau botul ăsta. De nu mă îndoie, mâncați și gura ta. Așa îți dau și ție. Oh, Edene. Așa ți-o dau și ție, Edene, frate. Fără milă, fără milă. Ia uite. Uf, ce-a făcut mă nenică, mă. Așa zic, ba, mai nu fiu libere. Nu mai dau neam pe partea, că nu pot să dau. E mult prea greu. Și să-mi dă gol acum. Hai că... Da. Nu mai... Nu mai fă pressing, băga mea și pula măta. Cine a dat-o lui? Da. No, decât... Hai că m-am uitat în cea la tine și era să-mi iau gol. Îți dau două așa, nu una așa. Coiatel chiar, bă. Wanyama. Mă? Ce mi-a făcut botul? Ai zis că-și bagă pula mea. Deci n-a pasat că poți pasezi când faci drag pe acolo. Uf. Ha, mă, cum îmi dă gau. Hai că-mi dai așa puțin când vorbesc la telefon și mi se oprește controlul că nu mai are baterie. Dă-te mă, Cristian, ia mă-te. Uite puțin cum dă botul ăsta, mă.
poți să ești dembele. Eu vreau să faci un căcat de rol, bol de la morți, măsii. Tu ridici mingea, te crezi jucătoresc. Fuck. Haide și penalti dacă chiar vrei să... Da. Oh, nu știam că pleacă așa bine. Am amânat pasa aia 10.000 de ani. Am zis că poate nu pleacă chiar așa repede. Eh, uite-l pe Isco. A zis că nu îi place să dea pas dacă o echipe rip de adversarului să fie fair play. Jos. A, nu i-a dat pas jos. Uite că este pe ultra attacking. Ce dracu. Du-te-n gâtul, măti, cu pinsul, măti. Dă-mă încă una, Isco. Hai că n-ai dat, dacă. Ești prost tot, Jordi Alba. Și-am dat și 40.000 pe tine. Ai mai și scăzut în preț. Poate mă enervești și-ți dau cu X-ă. Băi, Dene, dacă îmi pică vreodată Ronaldo în FIFA, am promis că o să-i dau offside. Am promis că o să-i dau cu X-ul. Mă piși pe... Cât costă el? 800.000 de bănuți de aia. Cu X-ul. Din prima. Și o să-și filmez și streamit. Uf! Nu l-am văzut. Fuck. Uite, mi l-a accidentat pe DBL. Aha, sus. Ne poate. A, mi-am luat gol aici. Nu, no, mamă, bine că a ratat. De fapt a apărat. Domnul nostru Ter Stegen. La caz n-a dorit să vină la pressing acolo să ia mingea. Pai, zic că îi lasă pe băieți să dea gol. Hai zic că lui nu-i pasă dacă e 2-1 sau 1-1. Lui tot îi place să joace fotbal. A, uite-l pe Mitran cu prerurile lui de balerin. Fuck. Da, dă și gol. Când dă gol, dă și gol. Când are el soartă și dă 10.000 de goluri, dă și 10.000 de goluri. Nu se încurc. Mă mir că mi-a reușit load driven-ul ăsta. Credeam că o dă peste. Am prins bine la drivonul ăsta. Da. Ups. Așa, acum să dau golurile. În a doua repriză, logic are mai multă posesie. Ia să jucăm și la posesie ca să-mi dea mai multe puncte. Oricum am luat un gol, îmi dă mai puține puncte. S-am scat de 100. Sau de fapt îmi dă numai 100, nu 200, când am dat două goluri. Ia să jucăm noi la posesie. Hai că jucăm la posesie. Mă... Așa, mă, frate. Ce se joacă FIFA frumos? Așa o să dau și ție, Dene. FIFA frumos, așa. Nu-ți mai dau de la distanță, că e prea ușor. FIFA-ul ăsta, joc FIFA-ul frumos. Și uite. How bau, how. Și bau.
Bau. Bau, hau. Te-ai dus. Nici o șansă n-o să ai contra mine. O să fiu tăticul la jocul ăsta. Cum de altfel am și fost până acum. Numai că te-am menajat așa. Am zis că ești micuț, de-abia ce ai pus mâna pe controller. Hai să te iau așa, mai încet, mai așa, mai cu... mai acana așa. Ah, nu voiai să dai cu farfică de acolo un titi, a? Nu-ți place să dai goluri frumoase, a? Nu-i problemă. Ah! Hai la pressing. Mamă, cum a trecut mingea asta pe lângă el, a zis că își bagă pula morții. Ce prost e aia. Aha, era să mă ia. Fault. Așa o să mă oprești tu pe mine de numai cu faulturi de astea așa periculoase. Te rog frumos să-mi lași mingea jos. Am să lași mingea jos. Am să... bravo. Ai ascultat, dar te-ai lovit. Pentru că n-ai ascultat din prima. Așa. Totul, Marțial. Îi scoși tu la fel. Îți pare să dai adversarului o șansă așa să joace contra tine? Nu-ți pare să câștigi la 100.000 de goluri? Vrei să iei un mes strâns? Nu vrei să ne trimiți pe toți la culcare așa? Să ne încheiem și noi ziua frumos, fără stres? Nu, no, deloc. Eden, mai ești aici sau te-am speriat cu golurile pe care le-am dat? Dacă vreau, iau mai așa, mai ușor. Uite, mai ușor. Te-mi iau și gol pentru tine? Hai că-mi iau dacă e. Mi-au un gol, uite, lasă de-a gol, uite, gata, pentru tine, ca să nu te sperii. Da? Mă. Asta e mingea lui Umtiti, bă, scrie Umtiti pe ea. O, nebunule. Vezi că ai găsit ceva pe jos, cumva? Bă, ce faci, mă? Haideți, dați-mi palpitați. Era frumos să elimin doi jucători acolo, dar n-am vrut jocul. A intrat Bastian Schweinsteiger. Mi-e frică de el. Uite de-astea, mă, ai văzut ce-a făcut acolo Isco? Mamă, ce frumos i-a învârtit. How about, ia. Yeah. Ah, ce gol, mă, gol de decision system, băi, n-a fost gol, stai calm. Nici în 1000 de ani n-o să fie la gol. Fuck. Ce faci, mă, Marțiale, mă? Eden, domnul nostru Eden. Bă, ce cu eu dai tu? Așa arată 90 passing-ă, Iniesta. Ne-ai dovedit tu că rating-ul nu contează absolut. Mă. Așa o să rateze și Eden.
Deci te rog frumos. Dembele nici nu se... E atât de important de Dembele că nici nu se chinuie să ia mingea aia. Adică nici nu se întoarce. Dacă nu i-ai pus-o în față, salută-te că nu o mai ia. Ești du-te în pula mea. Mamă, cum apără Schmeichel. Schmeichel, Schumacher ăsta. Bă. Ma? Da, da, da. Da, mă, dai gol. Acum, 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 dau offside ăsta. Și tu capele, a? N-aveați regula de offside. Nu, 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 ți-am... Mi-a dat gol Darmian. Mi-a dat gol Darmian. Mi-a dat gol Darmian. Mai ai sistemul și o să mai neau un gol acum, că se pune pe ultra-attacking și mă sparge. Mă, și eu sunt pe ultra-attacking, am înțeles. Să uite, uite, uite puțin ce pressing face. Darmian! Cu aici caută Darmian în mijloc așa, e pe all out of attack. Calmate. Așa-i dau lui Den. Ia. Buuu. Cum l-a dat ăsta, mă, man of the match? Și nici măcar n-a dat vreun gol. Dacă fac gol, nu, eu sunt fericit, dar n-o să fac. Din păcate. Din păcate. Ce echipare asta? Îmi permis să sufăr? Hai că îmi permis să sufăr cu, cu Van Persie ăsta, Lewandowski, hai că le-ai. Zeko. Să-i băgăm mâie lui Zeko. Să-i băgăm toți mâie lui Zeko și lui De Rossi. Și lui Manolas. Să vă bag foarte multă muie. Gata, băgăm și pula în măta cu echipa mătii. Băgava și muie să vă bag, pa. Nu, gata, m-am tiltat. Eden, uite ce echipare ăsta, Eden. Îl are pe jupânul, jupânul și jupânul. Stai de ce-i dau, nu-mi dau ăștia gol neam. Deci dacă îmi dă vreunul gol, mă împușc. Mă împușc. Ce asta, frate? Fiction trebuia, fără Caterinc. Chiar îmi trebuia așa ceva. Mulțumesc. One item. Mulțumesc și asta-mi trebuie. Asta... Las. Ce asta? Cred că am dat un gol cap. Bai că n-am dat. 7 ore, next one. 7 ore se termină și ăsta. Da, mă, îl sparg pe jupunul ăsta, mă, gata. Nu mi-e frică, mama, la are 52 de contracte. Cum pula mea îl cheamă? Dembele. Mama, cum am văzut? Ce jeep că te sparg. Hai tu pe man, fătut man, o las-o, măti. Îl are pe Strotman. Vă sparg, mă. Vă scofi-o din cap, chiar dacă sunteți boți.
on it on Thursday. Să n-apăs lătă. Cum să apăs o lătă? Cum să apăs? Cum să apăs eu lătă? Cum să apăs lătă și în această fază? Nu, să fugă jucătorul de minge. Offset-ul, măi. Ce prea sunt. Doamne, a dat gol sărăcia asta!
Nu acolo am vrut să dau. Of. Futu-s morții, mati.
Oh.
Stand under my umbrella. You can stand under my